Smiling in the morning. Smiling in the morning. Acum 3 luni, o țară întreagă și nu doar a fost zguduită de crima care s-a produs pe aeroportul internațional Chișinău. Un polițist de frontieră și un inspector de securitate au fost împușcați mortal de un cetățean al Tajikistanului. Soțul dumneavoastră este un erou. Prețul vieții, că o să am luat alte vieți. Igor a murit, dar nu a murit, dar l-a ușit. Printre victime a fost și Igor Ciofu, tata a 3 copii. A fost foarte strașnic. S-a dus la lucruri, l-a dus în scriu. Cum s-a întâmplat totul? Ce crede familia agentului de securitate despre tragedie? Și la ce întrebări încă nu au un răspuns? Bine v-am găsit! Astăzi vă povestim istorii de viață care merită vorbite. De această dată am ajuns în localitatea de Baștina a lui Igor Ciofu. Ne aflăm în satul Nimoreni, raionului Aloveni. Mama, cât și soția acestuia, au hotărât să ne povestească cum s-a întâmplat tragedia și cum au aflat despre ea. Diana, tragedie care s-a întâmplat în familia voastră a fost, cred că, una cea mai mediatizată anul ăsta. Acum vreau să aflu de la tine ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat exact. Îți mai amintești ziua când s-a întâmplat totul? Mi-amintesc ziua foarte bine. A fost o zi, ca de obicei, simplă. N-am avut presimțiri, n-am avut... Dimineața soțul s-a trezit, cum ca de obicei, matinal, am luat cafeaua, mi-a sărutat, că așa el era la lui, pe mine, băițelul micuț, pe mine, și plecat la serviciu. Eu, între timp, parcursul zilei l-am mai sunat, am vorbit, că adică permanent îl întrebam, azi unde tu ai să fii? Pe dânsul îi schimba, adică era pe peron, era în gară, aveau diferite de astea posturi. Locații. Da. El a spus că eu azi sunt în secție de sosire. Zic că acolo e foarte bine, e răcoare, nu-i cald, știți cum când e pe peron, e foarte cald. Spune că azi eu sunt la răcoare aici, e foarte bine. Și zic că mă bucur. Eu am avut niște chestii prin oraș. Spre seară am venit din oraș, ceva trebuie să-l anunț, ceva era despre copii important. Era ora 4, adică aproape de 5, l-am sunat, nu răspundea. Dar înainte de asta, la ce oră ai discutat cu el, când a fost ultimul apel? Era 10, el adică mi-a trimis ceva mesaj. Apoi la amiază, adică când el a luat prânzul, că iau acolo pauze de prânz, atunci am vorbit, tot bine, nu știu ce mai spus noi și zic, hai că eu sunt ocupat, nu pot să stau mult de vorbă. Știu după că... 10 n-ați mai discutat? Nu, la prânz. La prânz, da. Da, la prânz. Ei, zic, poftă bună, hai, mai discutăm pe parcurs, dacă e să ai timp, hai să mă... Și vă spun că l-am sunat, nu mi-a răspuns. Zic că s-a sunat peste jumătate de oră, 4, adică aproape de 5, am mai sunat o dată, iar nu mi-a răspuns. Zic, cred că e ocupat. Știți, când era ocupat, nu putea să-mi răspundă sau închidea apelul, știți? Fetița a mers în oraș. A spus, mama, eu merg în oraș cu o prietenă. Și zic, bine, du-te să fii atentă. Că așa e, soțul spune că tu cu copiii ai grijă unde-ți duc cu sine, dar eu la serviciu. Ei mă sună și mama, eu tot bine, dar tu știi ceva, eu sunt centru,
poliția. Eu zic că des văd și-ai văzut că eu eram cu copilul mic acasă, cu băițelul, și zic că eu nu știu, că eu dacă nu, eu avem treabă atunci. Deci că hai că-ți trimit un screenshot și este, uite, o adresă ceva și uite că ceva s-a întâmplat pe aeroport în Chișinău. Tragedie, adică două persoane împușcate, una rănită, în secția de, în sala de sosire. Eu, dacă dimineața l-am sunat și Igor a spus că el azi e în sala de sosire, închipuiți că deja eu, dar mai stăteam, mai cu grijă, mai... Te-ai panicat. Da, mai panicată. Am început iar să sun, iar să sun. De foarte multe ori sunam și adică se duce sunet până la sfârșit, nu răspundea nimeni. Zic, nu înțeleg. Chiar de atunci până acum, chiar dacă uneori sunam și nu răspunde, vrei, nu vrei, peste un timp oricare, ori îmi scrie un mesaj, că el nu poate, ori... Revenea cu apel. Da, revenea și adică noi vorbeam. Tot stătea și el cu grijă, că adică nu s-a întâmplat ceva acasă, știți cum vrei, mă suna. Data asta nu m-a sunat. Iar îl sunam și am intrat mai în detalii, am aprins televizorul, fetița iar mă suna, mama, e aici, ai ceva pe centru se întâmplă, poliție, merge, carabini de ăștia, mascați, adică se vede pe centru, că era... Și eu văzând că nu răspunde, deja m-am panicat foarte tare. Am început să plâng, dar m-am plecat în altă odaie pentru că era băițelul, el privea televizorul. Nu știam cine să apelez, nu știam. Dacă la dâns nu putem să răzbat, să sun, am sunat pe cineva cunoscut și zic, ce să fac eu? Zic că sun la aeroport. Zic un număr de telefon, zic că, dar nu știam nici la colegi, nici la nimeni, pentru că el, cât a lucrat în serviciu precedent, bază de stat, tot una, eu nu, mă strâng să nu mă amestec. Dacă știm că avem permanent legătură și nu a fost situația la noi care să el să dispară sau să nu răspunde, sau la noi a fost permanent legătură. Și n-am avut, cât te mă întrebau, dar chiar tu n-ai avut un număr de contact la cineva, zic, eu n-am iubit să-l controlez, sau știți, chestii genul ăsta. Am sunat la aeroport, de acolo nu mi-a răspuns nimeni, adică era tot linia ocupată, în dezbătie. Am sunat la poliție. Tot ceva sunt că de aici, dar era prea mult panic, prea multe zvonuri auzăm. Dar sufletul tău îți spunea ceva cu tine, că anume ceva s-a întâmplat cu soțul tău? Vă spun că eram într-o stare tulburată și nu știam ce să fac, dar și fetița mă suna și spune, mama, ești liniștești că dacă aveți să întâmple ceva, aveți să te anunți pe tine prima. Dar totuși eu am văzut ce scria, că era un agent de bază, un polițist de frontieră și o persoană, nu știu, nu mai știu. Și deja, dacă știm că el e agent de bază și în sala de sosire, vă dați seama că avem un ghem, nu știu, avem... Am sunat la poliție, la aeroport. Noi nu vă putem da niciun răspuns. Sunați nu știu unde. Dar tu te-ai prezentat că ești soție? Da, eu i-am spus, zic, la mine soțul lucrează acolo, soțul lucrează în sala de sosire, agent de pază, vă rog, spuneți-mi dacă el e bine. Nu vă putem spune nimic, nu avem dreptul, nu știm ce să fac. Mă sună din sat de aici și adică îmi spune, te rog frumos, fii liniștită, că Igorașul a fost împușcat. Eu zic că nu e adevărat, pentru că eu încă n-am nicio informație, nu vă cred. Am lăsat băițelul cu o fetiță și i-am spus, fetii mele, i-am spus, zic, te chemăm în taxi și mergem la aeroport, dacă nu știm altceva ce să fac. Am chemat taxiul,
Și ne-am pornit în întâmpinare, că n-aveam răbdare să vin taxiul acasă, știți? Dar tu în timpul ăsta încercai să-l suni pe el totuși, da? Da, sunam. Nici nu pot să vă spun câte apeluri, pentru că chiar recent mă uitam, zic să văd, dar nu s-a păstrat. Arhiva. Da, arhiva nu s-a păstrat, că foarte multe apeluri am avut. Zic că am vrut să... câte apeluri erau. Dar noi încercați să întreb de rudii, de unii ele cunosc, ca nume Igor. Zic că am întrebat. Spuneți, vă rog, de unii știți. Aici, în sat, tot știu eu. Ceva știu eu, dar eu nu știu nimic. Eu știam acolo și nu știam. Deși voi știți cine v-a spus, spuneți. Ei mă liniștit, mi spun eu, fii liniștită, ești în mâini, trebuie să mergi mai departe. Știți că așa îmi spun eu niște cuvinte, că dar nu știm. Ori s-a întâmplat într-adevăr, ori... Dar cum este posibil, Diana, ca soțul să fie împușcat și să afle persoane străine, dar familia să nu afle? Nu pot să vă spun. Pentru că eu m-am pornit la aeroport, m-am în taxi. Și la porțile orașului m-a sunat la aeroport. Și mi-a spus că... Unde sunteți dumneavoastră? Eu zic, eu vin deja. Și că noi trebuie să vorbim cu dumneavoastră ceva. Unde anume sunteți? Eu zic, eu deja sunt la aeroport. Am ajuns acolo, m-am coborât. Și deja m-am întâlnit. Psiholog, medicul, toți ăștia de acolo. Și m-am luat în sală acolo și zic, că fiți puternică. Soțul dumneavoastră este un erou. Prețul vieții, adică o să văd alte vieți. Domnul Eugeniu se spune că inima și sufletul de mamă simt cel mai bine ce se întâmplă cu copilul ei. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă, poate înainte de ziua de 30 sau în ziua respectivă ați simțit ceva, ceva o să se întâmple cu copilul dumneavoastră în familia dumneavoastră? Presimțiri nu am avut așa presimțiri, dar parcă ne spune la lucru, parcă tot ce vroiam să facem, parcă le facem cu mare dragoste și parcă cu succes. Chiar în joia aceea am lucrat cu băiatul, cu Serioja, în o gradă. Și am plănuit tot, am finisat lucru. Spre sală, el trebuie să plece la Chișinău, Igoraș, cu familia, ca vineri dimineață să plece la serviciu. L-a ajutat pe băiat să berberească, pentru că era sfârșit de săptămână. E fratele lui, că el e invalid de grupa a doua. Și ca niciodată s-a dispărțit așa prietenește, frățește și bucuroși. Mămică, mă duc, e ora 11, trebuie să mă spăl, trebuie să mă gătesc. În dimineață, eu plec dimineață la serviciu. Și-a plecat cu bucurie, am plecat pe toți, familia toată. Trebuie vineri să ducă Dianuța să facă niște investigații pentru băiatul, mijlocii pentru Lăduț la clinică. Și dar atunci rămâneți acolo și ați venit sâmbă dimineața împreună cu dânsul de la serviciu când a venit el. Și eu plecat. După masă m-am dus la magazin, la cumnata mea și am mai stat acolo, am stat mult de vorbă, am discutat, și am luat și am procurat și am dat acasă. După asta, dar n-avem eu parcă liniște. Luam pe mogradă, parcă nu e ajunge. Și văd o mașină la poartă, se oprește. Și zic că ieși și leafă drumul principal să mai opresc, să mai întorc chiar în poarta noastră. Și mă uit să apropie cineva de poartă, dar eu mă duc să deschid poarta. În fața garajului era cumnata mea, Nestunia, era lângă, de la mașină,
coboram spre portiță, fratele mai mic al soțului meu, Leonea, și cu mățul lor, cel mai bun cu prieten, cu mățul lor, de, Slavic, Vecislav Ierurache. Și parcă eu am ieșit și eu am văzut că ceva nu-i bun, au ei neplăcere, dar m-am gândit, s-a întâmplat cu un copil ceva, Doamne, nici nu mi-am, dar nu, știți, și năsunii zice, Leonea, spune-ți acă, spune-i, dar el zice, el să mai aflăm noi, ia de-ți o gradă. Mă cheamă și pe mine, venim o gradă, când ne dăm așa la scări, el zice, zic, ce s-a întâmplat? Spune-ți țacă, dar el zice, nu s-a întâmplat nimic. Dar mă tașez liniștită, mă tașez pe operație, mă tașez liniștită. Igor așa e la lucru, ce te lasă, e la lucru, Leonea, dar ce nu știți că e la lucru, că e la lucru. Dar el zice, dar și s-a întâmplat când o să zic Igor așa, dar el zice, la aeroport a fost acolo ceva și am auzit și noi și noi am venit la mata să vedem. Da și s-a auzit și... Dar mata n-a eu la ora 11 și am sunat la Igor, că trebuie să știu unde pus medicamentele la rățu, știi? Și nu știem unde. Și el i-a explicat în care sticluță, ce fel de căpăcel, ce culoare are. Și da, eu spus și eu, dați că n-am mai sunat. De ce nu mai sunam, ziua. Și așa mai trăgănat și mi zice, am văzut că a vorbit Nastea cu fata din Italia, Bericuța. Și mi zice, s-aude, cât s-auze așa, zice, vedeți cu mama, vedeți de Ana, dar eu mă stăriu cu orice prieț să vin acasă. E și am început, că nu e gata, Iguraș, nu e Iguraș, nu e gata, dar mă gata. Și am început prin mașini, prin prejurul meu, eu și strigau, Eugen Nicolana, dar vedeam, așteptam și zice, lasă, ne așteptăm, că acolo a fost un bunt, a fost, adică chipul, și răniți, dar nu mor nimic, mai scurt ei așa. Adică ei v-au povestit, dar da, sigur că anume da, fiul da, dumneavoastră nu da, erați. Și când, în sfârșit, eu sun Diana, ea mai sun o dată. Diana, mamă, eu nu știu nimic, dar ta, numai nu zic că e cum să, nu m-am să exprimat că umblat cu bârfie. Nu așa nu s-a exprimat. Și Diana a spus că e mort Igor. Da, da, ei și au șes pentru ziul, Diana, că tu o stat ești când, Diana, m-a aflat, m-a mai sunat, eu la taxi, mi-a spus, mamă, eu taxi, eu și mă duc la lucru, mașina era la lucru, la dânsul, simic. Și mă duc taxi, ce-am spun, am să sun și mai, nu pot fixa timpul, nu pot. Numai când am sunat, zic, și dânsa, și mami, și nici, și s-a întâmplat acum. Dar eu zic, mamă, Igor m-a lepădat, Igor a murit. Dar nu a murit, dar l-a ușit. L-am pușcat. Și așa am rămas eu încristată și sufletul ars până în momentul de față. Nu mă pot liniști, nu mă pot împăca cu așa. S-a dus la lucruri, l-a dus, îmi scriu. O durere după altă durere și știu că de mult, nu de mult, soțul dumneavoastră a murit. În decembrie eu am făcut să multe medici, nu, mai avem cu chimioterapie la Muncoș. La, nu, de, nu, eu, nu, nu, decembrie a decedat soțul. La mea o luăm de zile și avea 68 de ani. Vârstă frumoasă, a decedat. Și eu am făcut jumătate de an lui. Vreau să spuneți că mergeați la institut oncologic, făceați chimioterapie. Chimioterapie. De ce? Cancer mamar. Dumneavoastră aveți? Da, și ne-a făcut operație, mi-a scurs un piept. În ultima perioadă, doamna Eugenia, aveți nu parte numai de dureri și necaz? Numai dureri, parcă așa, să zic eu, blăstăm, ne blăstăm, că dintr-o
într-o uniune așa de mare, ți-o găstăm chicălul să vii mai la noi repede, să-i ușim copilul ăsta, nu-i blestăm. Asta e. Dar cum credeți dumneavoastră, de ce s-a întâmplat asta cu fiul dumneavoastră? El a fost tare săritor la nevoie, el a fost, el băgățica lui după neu de de la altul, el nu era, și el a văzut, el, eu tot timpul dădeai mamei un pas în dreapta, ori unul în stânga și poate el scăpai și erai cu noi. Dar el a vrut să salveze, că el acolo nu a fost numai pe dânsul, aici s-a băita, aici s-a omul ăsta, că el a fost om, dar dacă nu a avut minte, el nu numai pe Serioja a fost plănuit, el a luat ca o statică, o femeie și un copil. Și el când a văzut că Serioja e jos, le-am spus de băieților că acolo a fost băieț, dar și eu s-a întâmplat cazul. Ei au fost închisă ușile, au fost tot închis, nu a intrat nimeni, nu știu, cred că pentru a ieși de pe mine. Și ei, de-ată ei și poate au avut hemoragie de astea și amândoi, poate măcar unul, poate măcar Serioja poate scăpa, dar poate ei vor scăpa. Dar ei au fost până și un ajutor, fără nici o supraveghere, fără, ca pe niște oameni. Nu știu, nu pot să mă exprim cum i-o lăsa pe dâns și de atâta timp în băltoaca aceea de sânge și să nu-i... Băi, dar e ca Igor, așa, el o mărsta așa ceva, el o știut că el a salvat un bine pe celălalt și el o știut că el nu a văzut, cred că i-o luat pistoletul lui Serioja, Serioja l-a văzut jos. Dar el probabil nu a văzut că acela a fost băit. Experiență. Și el l-a lovit cu lovitura, l-a amețit pe Serioja și a stat Serioja jos. Și când a revenit, când ai s-au fugit, să-l oprească, să vadă că Serioja era jos. Până a ajuns acolo, pe ei s-au împușcat și Serioja s-a mișcat, a făcut câteva mișcări, pentru că era viu, era împușcat special. Și până s-a făcut. Eu știu că dumneavoastră ați activat o viață profesoară, învățătoare. Da. Și scrieți și poezii. I-ați dedicat și poeziei lui Igor? Da, chiar, da, acum pot. Puteți să o recitați, dacă aveți curaj. Dar zic că eu parcă am sunat. Vă rog mult. Da. S-a dus dragostea și iubirea, anii frumoși și fericirea. Tot ce ai avut, curat și sfânt, iei cu tine în mormânt. Lași copii, lași și avere, cei dragi fără mângâiere, lași tot ce-ai agonisit și te duci gol în pământ. Cerem Domnului iertare, milă și multă îndurare, numai El te va ajuta, piedicile îți va dezlega. După petrecerea cu alai, să te odihnești în rai, să te avem mereu în vis, din imensul paradis. Eu doar atât pot să vă spun, doamna Eugenia, să aveți putere, pentru că durerea asta o să rămână pentru toată viața, nu o să dispară niciodată. Să aveți putere ca să mergeți mai departe, să fiți alături de Diana, nora dumneavoastră, și de nepoții dumneavoastră. Pentru că prin nepoții îl vedeți viu încă pe Igor. Să fiți sănătoasă și dumneavoastră. Mulțumesc. Așa durere, știți cum, și așa se strig, se plâng, se... Doamna Eugenie, l-ați visat vreodată după ce a murit? Parcă-l văd și parcă îl sunt lângă mine. Au rămas copii, au rămas... Da, într-o noapte am sărăcit. Ți s-a povestit atunci ce s-a întâmplat exact? Nu. Pe urmă m-am aflat. Și cum s-a întâmplat tot? El era în sala de sosire, era responsabil, că el încă dimineață mi-a spus că eu sunt responsabil, că adică el era o persoană că își face lucruri bine. Și adică el era responsabil, avea grijă. Când el era în sală, ce era în misiunea lui, ce el trebuie să facă? Să fie tot o regulă, să nu să certi, să apuci la bătaie, să facă dizordine, ceva de genul ăsta.
avea cineva întrebări, el putea să le răspundă, nu știe unde se plece. Din cele și eu am mai citit că era o persoană care trebuie escortată, sau cum se spune, să iasă din țară. Și Igor, văzând că este dezordine, de asta o sărit să-l ajute pe polițistul de frontieră. Da. Și în momentul ăsta? Și în momentul ăsta, persoana dată a luat pistolul și pușcat. Mai întâi a fost împușcat Igor, după care așa, polițistul Igor de frontieră. Și apoi polițistul, mi se pare că așa, dacă nu mă greșesc. Expertiza medicală, poate ai primit-o tu, ție, ai o versiune oficială, unde a fost el împușcat și... A luat, ceea ce a luat de la, de acolo, de la Corulencu, adică am văzut ce răni au avut, dar pe urmă a fost expertiza și am citit-o și nu pot să vă spun ce tare în jale. Au avut rană în brațul drept, care glontele i-au străpuns partea dreaptă a toracelui și a ieșit pe stânga, așa ceva, mi se pare că, dacă eu nu interpretez corect, nu știu. Și în picior a fost împușcat. Două împușcături? Și a treia, nu, trei. Trei împușcături? Da. Una în picior, în femur, și una în gambă. Dar cei mai... Mortal? Da, au fost așa din piept. Adică nici de cum nu putea să fie salvat? Nu știu. Tu când ai ajuns acolo, el încă era pe... Da. Era acolo și eu le-am spus, dați-mi voie să-l văd. Nu stă voie. Nu stă voie, a spus că mergi cercetarea de ce aici a fost, este procuratura, este și cum dumneavoastră să vă duceți acolo să-l vedeți. Dar medicii sau polițiștii ți-au povestit, el a murit imediat? Nu sau? Mi-a povestit nimeni. Ce își scrie? Expertiză de la 0 până la 30 de minute. Dar la tine s-a apropiat cineva să-ți povestească toată versiunea oficială, ca să nu afli tot din presă, să citești de acolo, de acolo, de acolo. Cineva de tine s-a apropiat și să-ți zică, Diana, noi suntem de la poliție sau noi suntem de la aeroportul, oficial de la aeroport. Să-ți povestească tot ce s-a întâmplat oficial. Nu, oficial n-am avut întâlniri cu poliția, cu procuratura. Doar unele momente le-am aflat un coleg de-a lui, adică au venit și eu l-am întrebat, te rog frumos măcar, cum a fost să-mi spui, să nu ne fac închipuiri, vorbești, spune-mi ceva, măcar ceea ce cunoaște el, adică ne-a povestit unele lucruri. El era acolo pe teritoriu? Da. Dar pentru tine este o nedumerire că nu ai fost anunțată? Îmi pare rău, pentru că eu am aflat de pe internet, de la știri, de tot vorbeau, dar eu m-am urcat în taxi și am plecat singur. Când ai ajuns acolo la aeroport, ce s-a întâmplat la aeroport acolo? Eu deja când m-am coborât din taxi, deja m-am priceput, deși mă cheamă. Când am mers acolo, mi-a explicat, stăreau să, știți cum, să vorbească ceva frumos. Pentru mine nu era nicio importanță, adică soțul meu e erou, eu vreau el să fie. Am fost foarte strașnic. Eu așa n-am avut așa durere, știți cum, și așa să strig, să plâng, să... ca atunci.
era și fetița și, adică, și fidânsă o luat-o într-o parte acolo. Și atunci era și medicul, repede o acționat și mi-a făcut și o injecție, pentru că, nu știu, cred că vei să fie strașnic. El l-a luat de la loc tragediei după ce ai plecat tu sau în timp ce erai tu sau nu cunoști? Nu, mi-a spus că s-a terminat ancheta foarte târziu, nu ancheta, tot cum a fost procuratura. Până dimineață, la 2, la 3, adică eu terminat de lucru acolo. Pentru că nouă ne-a spus că el o să fie la morgă și adică să mă duc sâmbătă să-l iau acasă. Am mers sâmbătă și mi-a explicat că nu-i gata încă. Adică încă nu s-a făcut tot, pentru că târziu de acolo s-a eliberat, până l-a dus în parcea la morgă, până i-a făcut toate lucrurile. Sâmbătă nu a fost pregătit. Ai fost însoțită de psiholog până acasă sau? Da, mi-a dat psihologul, am mers până acasă, până acolo, la Chișinău, pe urmă până aici. A venit că și pe urmă chemat aici rudele și ambulanță, că adică și făceau griji pentru mine. Știți, nu vedem pe nimeni, nu știm cum mai departe să fie. Parcă era senzația că îți cade cerul în cap, nu știu, parcă nu pot să vă explic așa sentimentul ăsta. Cum l-a simțit? Sâmbătă urma să-l iai acasă? Da. Așa și nu l-ai luat? Nu. Deja a doua zi sau când? Duminică. Duminică n-am fost, l-am așteptat acasă să vină. L-a dus. Doar că de data asta n-a venit pe picioarele lui. Și tot urmă, de fiecare dată când vine, eu l-așteptam și el deschide poarta și intra. Adică ori aici, ori acasă, la Chișinău, deschide ușa. Dar data asta eu l-am așteptat. Și eu am ieșit să-l întâlnesc ca ultima dată. Nu avem răbdare să-l aduc aici, să-l deschidă, să-l băiat. Știți că l-a adus. Am început să-l pipui. Greu. Și băiețelul mă întrebă, mama, cum mama se poate că sunt persoane care îi împușcă și adică e medicul și îi salvează. Dar pe tati, de ce nu l-a salvat? Diana, câți copii aveți împreună cu Igor? 3. Fetița mai mare are 17 ani și deja băiețelul 13 și ultimul tot băiețelul 6 ani. Să-ți fii sănătoși. Mulțumesc. Fata mare era cu tine la aeroport și a aflat despre moartea tatălui, dar băieților, cum le-ai zis, cum au aflat ei? A doilea băiețel era aici în sat cu bunica. El, eu cred că aici au aflat pe loc, când toată, erau toți aici, plângeau, deja el a aflat aici singur. Celul mic, eu când el m-a văzut că plâng, am venit la aeroport după ce am aflat, trebuie doar să-l iau de acolo și să venim aici toți, să ne grămădim cu toate rudele. Și el mă întreabă, mama, de ce plângi? Eu n-am putut să-i ascund adevărul. I-am spus de... M-am stăruit așa să-i explic în felul lui să înțeleagă. I-am spus că tăticul deja nu mai este. A plecat în cer la Domnul și este un îngeraș să ne păzească de acolo, să ne privească. I-am spus că de ce? De plângea. Eu zic că l-a împușcat. Cine l-a împușcat, mamă? Un om rău. Și a plâns în perioadă și apoi, pe urmă, el singur m-a încurajat pe mine să nu plâng. Era alături și
mă încurajau, zic, mamă, nu plânge, că tata să fie bine. Eu o să fiu alături de tine și am să te ajut. Deja sunt 2 luni de când Igor nu mai este. Acum, peste 2 luni, copiii cum se comportă în lipsa tatălui? Copiii, parcă știți cum ești mic, era poate că mai mult atașat de taică, sosoc, e mai mic. Și amușii mei spune că mama mi-e dor de tata și vreau deja să vin înapoi. Adică ajunge cât a fost plecat. Vreau, mi-e dor de el. Aici l-am mai mare, băițelul mai mare, adică e mai tăcut la lui, adică el nu vorbește despre... Spune că mama, lasă că noi să mergem înainte, o să te ajutăm. Și fetița tot așa mă încurajează, adică e dacă e mai mare, uneori eu mă sfătui cu dânsa, unele momente, unele lucruri, ne stăruim ca copii. Doar nu ascultă, eu le explic, adică că cumva să facem și să mergem înainte. Când era tăticul, îi mai spunem și lui, și adică și el vă mai certa, și vă mai sfătuie, vă mai îndruma, dar acum numai mama, voi trebuie să înțelegeți. Tu, ca mamă, cu ce ochi îți privești copiii știind că o să-i crești singură, că tatăl lor nu este lângă el? Nu tare mi-e jale că o să crească fără tată. Și eu au nevoie de dâns și tare l-o iubit, și copiii, și taică-s-o iubit tare mult. Toți. Nu era la dânsul, că adică pe cineva iubești mai tare și pe cineva mai puțin. El și-a dorit foarte mult copiii și toți i-au iubit. Acum cât e greu ți este singură cu 3 copii? Și unde îți vine cel mai greu? Vine cel mai greu în ce, cum să vă spun, că îi privesc știind că au nevoie de taică-s-o, că el amușile mai sfătuie, mai stăteam împreună, adică mai discutam, adică ne facem planuri pe viitor. Acum la noi a dispărut chestia asta și poate că și ei sunt în felul lor, dar nu-i spun anumite, până nu-i întreb eu. Eu dacă fiind ocupată, că au rămas tot pe umerii mei. Știți, a trecut foarte puțin de atunci, 2 luni, de-abia am multe lucruri de rezolvat. Parcurs, cred că să mergem înainte și să reușim. Apropo, nu doar familia și copiii au rămas acum pe spatele tău, dar și tot ce aveați aici, munca care o aveați aici la sat, tot pe spatele tău, cum faci față, cum te descurci? Deodată când a decedat Igor, deodată m-am întristat foarte mult dintr-o privire, știți cum, că a rămas și fără de-o parte. Și de-o parte nu știam unde să mă duc și să fac mai departe, că multe lucruri, foarte multe, majoritatea le făcea el. El avea și făcut multe planuri, eu o să ținem doar. Și acum știți cum, a rămas singură. Mă stărui să mă descurc, îmi vine greu, dar trebuie pentru să merg înainte, pentru copii și în memoria lui nu pot lăsa ceea ce a început, să lăs baltă, măcar cât de cât să ajung, măcar să scot la cumva. Ca să mergi mai departe, ca să poți să-i susții pe copii, e nevoie și de bani. S-a vehiculat atât în presă că o să fiți ajutați. Vreau să vă întreb dacă până acum ați primit acel ajutor promis de primărie, de guvern. Da, ceea ce a spus, adică s-o ținut de cuvânt. M-a ajutat. Da, asta trebuie tot să fie pentru copiii ăsta. Știți cum. Dar câți bani n-or fi, nu ne întoarce nimeni soțul înapoi și tata la copii. Nu știu, sunt, știți, mă, sunt
cei mai săraci femei. Cu toate că au rămas asta, au rămas copii, au rămas... Dar am într-o noapte am sărăcit și sufletește-și. Diana, te-am văzut că ai venit cu flori la mormântul lui Igor și știam că în primăvară ați semănat flori împreună. Sunt flori semănate de el? Da. Le-am semănat împreună, le-am răsădit, le-am crescut și nu a ajuns să le vadă înflorite și cât de frumoasă. Și acum mă stărui să-i aduc diferite. Sper că le vede și se bucură. Diana, doamna Eugenie, vreau să vă întreb, cât de des veniți la cimitir, la mormântul lui Igor? Aproape toată săptămână. Da, cu ocazii diferite. Iată, chiar recent a venit virișorul soțului din Italia și el nu a fost la mormântare, a fost la Blajeni. Și a venit, ne-a văzut acasă și a zis, haidem să-l văd pe Igor și pe Badea. Și am venit cu mașina și cu Seriojică. Ne-am adus flori proaspete, am mai stat, mai... Fiecare săptămână venim, ne schimb florile. Pe data de 30 tot la fel ne stăruim să venim. Noi, data de 30, am fost la aeroport, am fost de multe ori. Dar ce faceți acolo? Depunem flori. Ducem cu băietul, mai ales băietul cel mic, apoi el, tătică, îi duci flori. Și cum ajunge acolo, zice, hai, du-mă, mama, în sus să văd avioanele. Tătică ne-a promis ca să mă duc chiar pe teren, acolo unde sunt avioane. Și apoi Ana îl iei de mânuță, îl duce acolo la etajul 2 și îi arată. Și apoi când ne pornim înapoi pe el, stați, am uitat ceva, dar ce-i uitat? Să-l sărut pe tăticul și apoi să mă duc. Sărut pe tăticul, sărut și pe Serioja, pe camaradul lui. Polițistul de frontieră. Polițistul de la frontieră, îl sărut și pe Serioja și... Spune la revedere. La revedere, să mai uită înapoi, să mai uită înapoi, până la ușă, până să uită înapoi. Și apoi, până să iei cu vorba și da unde ține tăticul mașina, da unde a fost tăticul, da, și întrebări diferite și... Diana stărui să-i răspundă, dar eu mă pădidez lacrimi și mi-a spus, las că altă dată bunica să spui. Dar voi lui Igor ce-i spuneți când veniți aici la cimitir? Ce să-i spun? Eu vin, îl salut. Uneori știți, pot să-i spun ce ești ni greu, că s-o dus mânjelul lui și plâng și apoi mă liniștesc, parcă așa de bine și... Cred că el e alături, îi spune, gata, destul, nu mai plângi. Ia-te mâini și merg acasă, așa parcă mai e bine. Aici vin. Doamna Eugenie, l-ați visat vreodată după ce a murit? Da, des îl visez. Ce vă spune în vis sau cum îl visați? Conversăm, ne sfătuim ca parcă îl văd și parcă îl simt lângă mine. El parcă nu s-a dus de la noi. El încă, eu încă l-aștept. Eu ies noaptea și îl visez și știu parcă că nu-i, da? Ies afară, mă duc până la poartă. Da, da, dacă eu minunii, parcă eu minunii poate bine. Și mă duc întoi în noapte, mă duc până la poartă. Și nu mai vine Igor așa. Dar tu, Diana, îl visez sau nu? Uneori, dar nu des. Știți, mă mângâi, zic, cred că el nu vrea să vină în vis, deoarece să nu mă întristez mai tare sau... L-am visat, dar mult îl plâng. Sunt întrebări la care încă nu aveți un răspuns de la el?
întrebări la el, da, anume. Nu, eu am unele regrete, dar întrebări... Regrete legate de... Eu regret că, știți cum, multe lucruri n-am dovedit cu dâns să vorbesc. Parcă trebuie să discut, știți, uneori dacă viața fuge repede și nu dovedești să spui chiar multe lucruri. Chiar și așa să iertare de la dânsul. Dar el ce planuri mai avea? Mai avea niște planuri, eu nu știu dacă... Uneori îi spune, zic, tu așa de multe planuri și visuri ai, nici n-a să fie realizate de noi. Zic că, hai, eu totuși lasă-mă eu să visez, să mă mângâi cu chestia asta. Cum credeți voi? O reușit tot în viață să facă Igor? Nu a reușit. A avut planuri grandioase, nici nu se discută. El până acum, știți cum să vă spun, mult a visat să termine serviciul, să se pensioneze. Foarte mult la dânsul ăsta era. În familie, tot bine, copii, familia întreagă. Și deja și ei și-au rămas planurile care să le... O să chiar că acum eu mă apuc de restul. Doamna Eugenia, Diana, sunt 2 luni de când Igor nu mai este lângă voi. Vreau să vă întreb, cum ați putea voi să descrieți perioada asta de 2 luni? De lipsa lui Igor. Foarte greu. Greu. Foarte greu și pe zi ce trece, se complică și mai greu. Nu-i una, apare alta. Nu-i alta, tămăduie una, se isca alta. Parcă sunt legate la alți, una de alta. Foarte greu. Foarte greu. E de nedescris. Pierderea e grea. Despărțirea asta bruscă. El era și stâlpul familiei, rămăsese după ce a decedat tata și... Susținerea noastră a fost și acum a rămas singuri. Igor nu mai poate să fie întors, însă cei ce vă doresc eu să aveți putere, răbdare și ca memoria lui să vă rămână veșnic. În memoria voastră să rămână el veșnic. Mulțumesc. Atât pentru astăzi. Cu voi a fost Adrian Prodan. Dacă aveți istorie de viață care merită vorbite, ne puteți scrie pe rețelele noastre de socializare. Aveți grijă de voi și de cei dragi.